una, nici alta. Primul e ca și inexistent, pe cel de la 2 CV, odată pe lună la timp, vocea mea automatică. Ascultători ar mai fi. De unde altfel succesul lansărilor noastre din anii 90, mulțimea, premiile, cronicile? Dar fenomenul nu mai e decât acustic. E o ascultare fără ținere de minte. Uitarea se instalează în cuvânt, în chiar momentul în care este rostit. Sper că măcar în cuvântul scris și citit, uitarea nu stă la pândă. Vă mulțumim!